Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, etalare pentru sfârșitul de septembrie, început, nu, toată luna octombrie, în care vorbesc pe scurt, pentru cine vrea să asculte, evident, pentru cei care sunteți în cuplu, singuri, și taurii în relație cu, și eu, tauriți, evident, în relație cu celelalte zodii. În timp ce am amestecat setul de cărți, a apărut lumea. A apărut lumea care pentru unii reprezintă încheiere de capitol, început de capitol, eventual de carte. Asta că tocmai vinde la o lansare de carte, autoarea Tăuriță. Autoarea Tăuriță a încheiat un proiect. Proiectul acesta, cartea, a devenit, să zic, cunoscută într-un cerc de prieteni. Acum, fac legătura pentru că așa simt și așa s-a nimerit. Sau s-a nimerit, așa au fost așezate lucrurile, da? Când vorbim de nimereală, este o nimereală divină. Unii dintre voi, începeți un nou capitol în viața voastră după ce ați încheiat unul în care v-ați exprimat cum v-ați exprimat, v-ați luptat cu concurența, ați încercat să duceți la sfârșit un proiect creativ, că tot vorbeam de carte, că tot vorbeam de o exprimare artistică. Evident, acum înțelegeți și voi printre cuvinte, nu înseamnă că toți taurii și taurițele încheie un proiect creativ. Dar e o încheiere de ceva și un început de altceva, o nouă etapă în viața voastră, da? O etapă în care voi începeți, transformați, renașteți. E o naștere în această lume. Unii dintre voi sunteți la distanță față de cineva cu care nu puteți manifesta un început. Tocmai pentru că sunteți la distanță. Acum deja am intrat în al doilea mesaj sau în al treilea, câte le-o fi. Nu puteți să manifestați pasiunea pe care o simțiți pentru cineva pentru că sunteți la distanță. Posibil una dintre persoanele implicate în această poveste, nu doar că este la distanță, dar una dintre persoane iese în evidență. Este într-un fel sau altul, nu neapărat celebră, poate să fie celebră, dar într-un fel sau altul, este apreciată de un cerc de oameni, mai mare sau mai mic, evident. Cu acest 5 de bâte invers, este o situație care ține de ego-ul. Ego-ul vostru v-a fost pus în, sau al vostru sau al lor în discuție. V-a fost provocat, v-ați gândit că aveți de luptat cu o concurență, tocmai pentru că persoana dragă sau persoana despre care vorbesc aici nu este aproape de voi. Poate, într-adevăr, are mai mulți admiratori, da? Și v-ați gândit că trebuie să vă luptați. Dar, din păcate, cărțile au venit invers. Dacă veneau normal, aș fi zis că aveți pasiune, aveți determinare, aveți inspirație și creativitate și tot ce mai vreți voi. Și atracție sexuală și atracție de care vreți voi, ca să puteți să luptați, să transformați din 5 în 6, într-o victorie. Aceste conflicte să le transformați în victorie, dar cărțile au venit invers. Unii dintre voi s-ar putea să renunțați la acest proiect, la acest potențial, la această relație, la această pasiune, la această atracție, pentru că nu aveți energia să vă luptați cu atâtea. Cine știe ce alte probleme mai sunt în spate? Însă, totuși, acum cred că, așa simt, că trebuie, vreți să vă regăsiți în acest nou capitol, să vă regăsiți pasiunea și încrederea, pentru că nu prea o aveți aici, cel puțin această situație n-ați avut-o, v-ați pierdut-o, dacă ați avut-o cândva. Vreți să vă recâștigați încrederea și energia după ce aici voi, semn de pământ, v-ați simțit singuri, în frig, în ceață, bolnăvior, să zic, va suferit un pic sufletul, sau mai mult, eu știu cât a durut sufletul, departe de persoana aceasta dragă sau în lipsa unei comunicări apropiate. Oricum, repet, vreți voi aici, semne de pământ, cu probleme, cu niște probleme, vreți să vă recâștigați încrederea. Vreți să aveți această energie, regele de bâte, ca să vă manifestați că soarele manifestă fericire, dragoste, partenerul pereche, dar știți că în afară de asta trebuie să vă vindecați, sau în acest proces de manifestare trebuie să vă vindecați. Nu o să-i dea un semn de aer, pentru unii poate să fie, dar vreți să vă vindecați, să vă ordonați mental, să vă vindecați de
O situație în care vă simțiți răniți, trădați, în fine, sunt multe situații. Haideți să vedem. Am simțit nevoia să transmit acest mesaj. Pentru cine o fi fost, sper să aprecieze, pentru că dacă sunteți aici, deschideți acest video, teoretic este că se întâmplă pentru că aveți alte conflicte. Aveți ceva de primit. Dacă nu sunteți cu sufletul deschis, nu o să înțelegeți nimic. Așa că, dragii mei, dragile mele, fiți deschiși ca să primiți mesajul. Tauri, taurițe în cuplu. Dată, de două ori, de trei ori. De trei ori. Ia să merge. Bine. Interesant, da? Le-am amestecat, le-am tăiat, a vrut să se arate împăratul. Aici sunteți voi, mai, aprilie, toată ziua. Doi de bâte, între două. Două relații, o relație în apropiere și una la distanță, că tot am văzut lumea, da? Între două proiecte, un proiect început, un proiect la care lucrați și un proiect pe care s-ar putea să lăsați, da? Să lăsați, eu știu, să-l amânați sau să renunțați la el. Rămâne de văzut. Trebuie să alegeți, pentru că este greu să jonglați cu amândouă sau poate chiar cu mai multe. Hai să și clarificăm. La capătul setului de cărți, regina de bâte, la distanță, care este defensivă. Da? Sunteți îndrăgostiți de cineva care vă umple toate cupele. Acum, dacă voi vreți să vă căutați zodiile, e alegerea voastră, semn de foc sau cineva cu marcaj, nu neapărat semn de foc, marcaj, ascendent, lună, nu e obligatoriu soare, în semn de foc, în geme și în semn de apă. Însă, ideea este că regele de bâte, l-am văzut mai devreme, ar fi un soi de partenerul sau partenera voastră ideală. Însă, aici s-a julit, însă, cineva e la distanță, trei de bâte, da? Și e defensiv. Această distanță devine obositoare și pentru că nu e o comunicare, îndrăgostiți gemenii, nu e comunicarea aceea care ar trebui să fie față în față, emoțională, se ajunge la dureri. Nu se poate manifesta. Da? Vindecați-vă de dureri, vindecați-vă cavalerul de cupe, înseamnă și vindecare. Ca să vă găsiți, ia uite, aveți aici regina de cupe. Fericirea! Arătul de cineva. O doamnă sau domn. Foarte sensibilă și emoțională. Dar trebuie să vă vindecați. Ok. Până atunci, încercați să vă mențineți controlul. Încercați să vă mențineți controlul. Dacă sunteți într-un cuplu, încercați să vă mențineți controlul în acest cuplu, chiar dacă aveți conflicte. Da? Vedeți? Chiar dacă aveți conflicte, vorbim de cuplu, da? Aici sunteți căsătoriți, poate chiar cu copii. Poate chiar sunteți tați, da? Soți cu copii. Încercați să stați calmi. Acum, evident că e doar o aparență acest împărat, pentru că în spatele acestui tron și în spatele acestei haine de și armuri de echilibru sunt niște conflicte interioare imposibil de descris și niște jonglerii financiare și nu doar financiare. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Între persoana cu care sunteți și încă cineva. Evident că poate să fie și un hobby, poate să fie și o situație, familia din care vă trageți. Hai să clarificăm. Rămâne de văzut. Hai să clarificăm. Ce am vrut să se arate? Ia uite, regina de cupe iar se arată. O punem deoparte. Regina de cupe este un subiect în acest cuplu. Nu știu cu cine sunteți. Rămâne de văzut. Ia. O dată. De două ori. De trei ori și când zic de cuplu, poate să însemne multe. Ia uite, regina de monede. Soția cu care aveți conflicte, că o fi semn de pământ, alt semn de pământ, un semn de foc sau semn de aer, aveți conflicte. Cinci de spade. Aveți conflicte cu asemenea persoană. Trei de cupe. Da? Bucuria vă găsiți în afara. Unii dintre voi, sorry că vă spun, da? Îmi pare nespus de rău, este cuplu aici. Patru de bâte, dar un cuplu în care vă consumați, v-ați implicat prea mult ori unul, ori altul și această implicare a dus la o relație codependentă, toxică.
Ego-ul cuiva este imens, dependențele sexuale sunt, există sau nu există, în fine, da? Este o nouă lume pe care trebuie să o încheiați ca să vă găsiți abundența și echilibru, da? Și pasiunea într-o altă variantă. Deocamdată pentru septembrie-octombrie așa arată cărțile. Un semn de apă este undeva în mintea voastră sau a lor. Vorbim totuși de pământ. Vorbim de Taur. Că e de mai cât de aprilie, nu contează. Aceste conflicte pe care le aveți, cu care vă luptați, sunt pentru această regină de monede. Pentru unii, această regină de monede poate să fie una și aceeași persoană, regina de cupe, regina de monede. Asta pentru că, în general, pentru mine, regina de monede este o persoană de valoare. Și o persoană de valoare, o persoană specială în care vă găsiți vindecarea, dar e cu spatele la aceste conflicte. De-aia am zis că este foarte posibil să fie una și aceeași persoană. Persoană matură. Și când zic monede și cupe, nu mă refer la pământ și apă, zodii, musai, pot să fie aspecte. O persoană echilibrată, creativă, stabilă, emoțional și nu doar, stabilă, în ce are. Nu se întinde mai mult în cheltuia decât poate să le suporte. Sub împărat apare acest semn de aer. 5, iar 5, conflicte, amândouă și 5 de, și am văzut mai devreme, 5 de monede. 5 înseamnă schimbare prin creativitate. Dar 5 este și casa egoului, aleului. Egoul unuia dintre voi vă provoacă la aceste discuții, dragii mei. Și din cauza acestor discuții în cuplu, împăratul se bucură în cercul său de prieten de prezența cuiva. Prezența cuiva în cercul său de prieten este specială. Prezența unei persoane este cu totul și cu totul specială. Și îl vindecă, o vindecă pe acest împărat. Poate fi și femeie. Dar, dragii mei, trebuie să alegeți. Între persoana, energie total opusă, trebuie să alegeți. Între persoana care va aduce conflicte, 5-5-10 înseamnă încheiere de capitol, și persoana care reprezintă 2 într-1. Regina de cupe și regina de monede. Persoană stabilă. Așa văd. Evident că aș putea să fac și altfel. Dar tot aceeași idee este că trebuie să alegeți între două persoane. Da? Dar, repet, eu simt că această regină de monede, pentru că este cu spatele la conflicte, reprezintă această regină de cupe. O femeie sensibilă sau o persoană sensibilă, emoțională, dar și stabilă. Aici vă găsiți stabilitatea. Cu celălalt personaj vă găsiți instabilitate. 5. Schimbări. Tot timpul sunteți în conflicte. Tot timpul. Nu degeaba, dragii mei, apare cuplu, casă și 10 de bâte, conflictul. Conflictul acesta duce la epuizare, la consum de energie. Toată energia vă puneți în aceste discuții. Și uite așa apare diavolul. Diavolul este în casă. Poate să fie pentru unii cineva cu marcaj în Capricorn, pentru că regina de monede poate să fie cu marcaj în Capricorn, dar este o etalare scurtă și cam asta este. Trebuie, în primul rând, pentru că aceasta a fost central în prima așezare a cărților, să vă găsiți echilibru în aceste dezechilibre. Pentru că asta este, iar este prima carte. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Dragii mei, dacă vreți să evoluați, trebuie să ieșiți din 4, pentru că 4 este energie prea încăpățânată și prea fixă. Și voi sunteți zodii fixe. Da, e greu să schimbi, mai ales pentru zodiile fixe, este foarte greu. Sau cei care au aspecte, că nu e vorba doar de zodie, dar, evident.
că și acelea își spun cuvântul. Acum, despre tăura și tăurițe singurei și singurele, odată. Ia, uite, un stres. Nu știu la cine o fi. La relația de cuplu, la cei singuri, un stres mental, un semn de aer care va duce stres. Oricum este un 8. 8 înseamnă casa 8 a scorpionului, care la voi e casa 7 a relațiilor. Este nevoie de transformare. Puteți să vă transformați mental dacă vreți. Vă puteți desface aceste legături karmice. Pentru cine o fi? Pentru singure, pentru cuplu, iar, vedeți o dată, am zis, de două ori, de trei ori. Yeah. Cuplu, ia uite, temperanță, echilibru. Cinci de cupe, sunteți supărați, singurei? Dezamăgiți. Și singurei sunt cam dezamăgiți. Of. La capătul setului de cărți. Moartea, transformare. Vreți o nouă etapă în viața voastră. Vreți să fugiți. Sau să fugiți, sau să puneți capăt. Să puneți capăt. Iar apare, ia uite, regina de monede apare și aici. Și 10 de băte. Și capitolul lumea a apărut de la începutul începutului. Da? Vreți o nouă etapă în viața voastră. Să fugiți. Să fugiți de suferință, de o viață materialistă, eventual. Vreți ceva nou, da? Ceva nou care va aduce stabilitate, asul de monede. Dar pentru asta, dragii mei, trebuie să vă transformați. Dragii mei, unii dintre voi poate ați pierdut pe cineva drag cu moartea și cu 5 de cupe și cu 3 de spade. Ați pierdut clar pe cineva drag. Unii dintre voi, din păcate. Condoleanțe pentru cine a pierdut o persoană dragă. Din acest motiv apare și echilibru, ca să vă reechilibrați cu răbdare energiile. Să o situație de genul ăsta vă cheamă la un moment de reculegere în care discutați cu îngerii despre viața voastră, despre două cupe care trebuie echilibrate, trebuie găsită a doua cupă. Una este a voastră, a doua trebuie găsită și echilibrate energiile. Nu vă concentrați pe ce s-a dus, pe ce s-a pierdut, concentrați-vă pe ce poate să vină, pe această naștere, că e și lumea, da? E o renaștere. Eliberați, nu fugiți, minciunelul și fugăciosul poate să vă reprezinte și pe voi în relații 7, în relațiile cu cei apropiați. Nu fugiți de această transformare, dragii mei. Așa simt acest moment. Nu fugiți. Pentru că adesea ziceam, vai că X, Y minte. Nu, adesea ne mințim noi. Că oamenii se vor schimba, că situațiile se vor schimba, da? O dată, de două ori, de trei ori. În primul rând trebuie să ne schimbăm noi, de-aia a apărut moartea. Ia uite, remitul, septembrie. În septembrie trebuie să vă vindecați, să vă regăsiți lumina. Magicianul. Ca să puteți manifesta un nou început. Să lăsați lacrimile. Iar apare doi de monede ca și la cuplu. Lăsați trecutul și concentrați-vă pe o singură monedă. Pe asul acela de monede pe care l-am văzut mai devreme. Iar aveți conflicte și voi. Și voi aveți niște conflicte cu cineva care încearcă să-și impună dorința cu orice clip. Dorința, voința. O persoană autoritară, egotică în acest context, selfish, egoistă. Da? Găsiți-vă echilibru și pasiunea în oameni care nu încearcă să vă controleze, în oameni care vă tratează, dragii mei, de la egal la egal. Da? Acolo este adevărata dragoste. Și acolo vă găsiți temperanța. Uite, aceste două cupe, da? Aceste două cupe sunt aici. Da, aici sunt oamenii care vă tratează cu grijă, vă ascultă, vă susțin. Alegeți, dragii mei, două de monede. Oamenii care cu care puteți manifesta. Dacă sunteți manifestori, trebuie să vă găsiți moneda norocoasă. Interesant ce mesaj. Magicianul are toate instrumentele și credința și acel quelque chose.
spiritual, ca să poată manifesta ce își dorește. Aici e o monedă, nu sunt două, nu sunt zece, este una. Dar este una cu noroc, este una cu energie divină. Selectați! Unii dintre voi ați fost la un moment dat într-un trio care v-a lăsat cu sufletul în durere. Da? Cu 5 de monede, de monede de cupe, 3 de spade, 2 de monede și această tăcere și această răceală ați fost. Sunteți în continuare. Dar dați-vă timp, asta înseamnă echilibru și răbdare, ca să vă înțelegeți lecția spirituală, de ce a trebuit să suferiți, de ce ați pierdut pe cineva, de ce a plecat cineva din viața voastră. Și în momentul în care vă dați timp de vindecare, vă echilibrați energiile, vorbiți cu îngerii, ca să face și temperanța și echilibru și eremitul, pardon, reușiți să primiți inspirație, să alegeți corect și să începe să manifestați ceva special. Ceva special. Haideți să vedem. Tăurași și tăurițe. Evident că a fost. Am văzut și săgetător, am văzut și semn de apă, am văzut și semn de aer, am văzut și în mod special fecioară. Hai să vedem. Taur cu berbeci. Wow! Taur cu berbeci. Vă dați cap în cap. Coarne în coarne? Ce se întâmplă? Central apare un triunghi. Că altfel n-am cum. Cu aceste conflicte, cu această energie geloasă, negativă și cu această răceală și lipsă de discuții, de comunicare... Simt că ați fost puși sau sunteți într-un triunghi, pentru că aveți, ia uite, 10 de spade, 4 de spade, trebuie să vă vindecați, dragii mei. Cavalerul de cupe înseamnă vindecare. Și cum vă vindecați? Concentrându-vă pe voi, pe sufletelul vostru, pe regăsirea speranței. Noua de cupe înseamnă speranță. Și taurii și berbecii sunt foarte geloși. Foarte geloși. Și asta iscă discuții. Și separări. Cu 5 de monede. Și separări. Poate au fost fără rost. Dar dacă vă lăsați pradă tendințelor naturale de a fi geloși, iscați să adăugați săbii și săbii și săbii la această relație și să nu mai poată fi continuată. Vindecați-vă, controlați-vă verbal, controlați-vă. Patru înseamnă un control mental și în gândire, că totuși și comunicarea vine din felul în care gândim, da? Din stările noastre emoționale, învățați-vă să fiți mai optimiști ca să nu manifestați, dragii mei, aceste tendințe. 3 de monede. Frumos ar fi să construiți. Că asta înseamnă 3 de monede. O construcție. Dar, decât să fiți geloși pe alte persoane, mai bine v-ați inspira din a treia persoană care apare la un moment dat în fața voastră ca și cuplu. Încercați și vedeți lucrurile bune. Și nu pe cele negative. Taur cu taur. Nu știu la cine se referă. Cred că la taur cu berbec. Steaua. Încercați să vă vindecați. Fără vindecare, că tot am văzut cărți destul de negative la taur și berbec, fără vindecare, nu puteți să vă atingeți destinul. Nu puteți să o fi împreună, o fi în altă parte, dar fără vindecare n-aveți cum să vi-l înțelegeți. Taur cu taur.
uite. Împărăteasă. Trei de monede, frumos. O colaborare fructuoasă între voi doi. Împăratul și împărăteasa. Amândoi. Vă exprimați corect, constructiv. Așa apare, constructiv. Cele două aspecte ale voastre, masculinul și femininul. Unul asigură stabilitate, altul oferă senzualitate, frumusețe, tot ce ține de Venus, latura feminină. Și uite așa creșteți, trei de monede îl văd ca pe o creștere. Creșteți împreună către stabilitate, creșteți către stabilitate și puteți construi o afacere, o ceva. Apare și diavolul, dar interesant. La capătul setului de cărți. Nu știu de ce, eu simt că sunteți intoxicați de dragoste. O obsesie pentru această dragoste. Vorbesc de tauri și tauri. Eu așa simt în acest moment, simt că vă echilibrați foarte bine și că mergeți către victorie. Și geloșii rămân geloși în spate. Există cineva în secret care vă dușmănește, e clar. Vă invidiază. Marea Preoteasă reprezintă secrete, da? În secret există cineva care vă invidiază, poate râfnește la fericirea voastră, dar nu-i băgați în seamă. Concentrați-vă pe creșterea voastră. Aici, diavolul lângă acest as de cupe sugerează și faptul că să nu deveniți prea dependenți unul de celălalt. Da, apare diavolul. Apare obsesia unuia față de celălalt. Pentru că, într-un fel sau altul, vă completați. Bine, cel puțin în această perioadă, așa simt. În această perioadă vă completați. Taurul cu gemeni. O dată. De două ori. De trei ori. Iată. Valetul de monede. Trei, a treia oară când apare trei de monede. Opt de monede. Valetul de monede ține de comunicare, că tot vorbim de gemeni, de zodia a treia, iar comunicare și implicare, muncă. Taur cu gemeni. Printr-o comunicare practică, valetul de monede, și printr-un studiu profund și practic, evident, puteți construi, aveți două cărți, nu doar valetul, care înseamnă comunicare, două cărți care arată succes, construcție prin muncă. Cum depinde de sinastria voastră, aveți această șansă. Pentru unii, ar putea să însemne un proiect la locul de muncă. Proiect care ar putea să vă distragă un pic, atenția, voi sunteți concentrați pe transformarea voastră. Cel puțin unul dintre voi. Apar numai semne de monede. Da, eu zic că sunteți bine. 10 de cupe. Ah, vă vindecați după niște... Așa simt. Simt că unii dintre voi ați avut o pasiune pentru cineva, pasiune care v-a lăsat cu sufletul oarecum în suferință, dar această suferință ați învățat să o vindecați, asul de cupe, prin muncă. Și în muncă găsiți parteneriat, trei de monede și valetul de monede, da? Care vă susține în această vindecare și vă aduce un soi de fericire, 10 de cupe înseamnă fericire. O fericire care vă face mai puternici, deveniți mai puternici. Există un proiect, există acest personaj în viața voastră,
Evident că ar putea să fie și eu pe un personaj pentru unii dintre voi care vine la locul de muncă să vă distragă. Dar eu simt totuși, le simt pozitiv cărțile. Așa le simt. Așa simt cărțile. O oportunitate, un dar de bani care vă ajută să faceți o împreună, să construiți ceva, o afacere. Acum că împreună puteți funcționa foarte bine profesional, poate mai bine decât emoțional sau fizic, dar există o stare de bine, un potențial, mai ales că încă suntem, ba nu, am trecut în balanță, am trecut, nu mai suntem în fecioară, dar sunt influențe. Taur, Taur cu rac. O dată. De două ori. De trei ori. Valetul de bute. Steaua. Și spânzurat. Taur cu rac. Deocamdată nu comunicați. Doi de spade. Nu comunicați. Taurul, cel puțin că ăla care e în aprilie, dai pe 4, este foarte încăpățânat. Probabil că semnul de apă încă visează. Sau, dacă nu visează, frumos ar fi să nu viseze, să fie cu picioarele pe pământ. Ori visează la voi ca semn de pământ, ori visează că îi veți alege, ori frumos ar fi să viseze la independența lor, la oportunitățile pe care le au, în cazul în care nu comunicați, pentru că nu-i bine să stagnăm, așa cum arată în această carte spânzuratul. E o energie stagnantă, dar transformați această energie stagnantă în creștere interioară, personală. Valetul de bâte a fost o atracție. Se pare că de scurtă durată, pe care acum trebuie să o vindecați. Până nu vindecați, deci până nu vindecați trecutul vostru și al unuia și al celuilalt, nu puteți manifesta această atracție, nu puteți materializa. Și o țineți într-o energie care vă va ține pe loc. Vă va ține pe loc. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă dacă vreți. Și asta face spânzuratul. Dacă vreți să demarați acest potențial, valetul de bâte îl văd ca pe un potențial. Dacă nu vreți să stați și să atârnați în spațiu, într-un fel sau altul, ori unul, ori celălalt, ori relația în sine, vindecați-vă mai presus de toate. Mai presus de toate. Asta pentru că aveți la capătul setului de cărți, doi de spade și patru, ia uite, de monede și șapte de cupe. Deocamdată sunt confuzii emoționale, deocamdată unul este foarte încăpățânat, unul poate s-a obișnuit să fie independent, altul trebuie să-și schimbe viața și să aleagă să-și facă planuri. Da? Sunt multe. Sunt multe deocamdată, vindecațiile, altfel nu merge treaba, nu se dezvoltă. Rămâne în stare incipientă, că asta înseamnă valetul de bâte. O stare de început și acolo e. Ca și când începi un proiect și nu-l mai termin. Taur cu leu. Acum pentru cine o fi? Nu știu. Conflicte, iau, de stres mental. Este o dragoste din partea unuia sau a celuilalt, dar cu multe conflicte energetice și cu mult stres mental. Dar hai să vedem în continuare. Și vă și iau, te vă și leu. Da, vă și leu. Dar încă n-am amestecat cărțile, nu ne-am pus pe masă. Asta e așa un mesaj în plus. O dată. De două ori. De trei ori. O, 10 de cupe, euforie, 3 de bâte și 4 de bâte. Unul dintre voi, în mod special, cred că cel cu semnul, cu marcaj în semnul leului, speră, visează că sunteți flăcări gemene. Iar este aprilie, că puteți face casă, că puteți fi împreună.
Rămâne de văzut. E multă atracție. Sunteți la început, 0 și 1. Oh, regele de cupe, multe emoții. Dar și multe mistere, multe secrete și așteptare. Ia uite, așteptare pentru că trebuie să vă vindecați iar 10 de spade. Împăratul, trebuie să vă vindecați. În mod special taur, că vorbesc de taur, nu de altceva deocamdată. Dar 10 de cupe îl văd ca pe o stare de euforie, de vis, de iluzie deocamdată. În mod special, cel cu marcaj în semn de foc, pentru că vă două cărți, dar aveți predominantă foc, vă așteaptă de la drum, ar vrea să călătorească sau măcar să comunice ca să aducă stabilitate în acest vis frumos. Cum? De la vis la realitate e o cale. Da? Sunteți la început, ați văzut 0 și 1. Unii dintre voi. Da, nu zic că e. Sunt emoții. Cel puțin unul iubește intens. Regele de cupe. Iubește profund. Dar sunt și frici. Dragii mei. Sunt și frici. Sunt și iluzii. Sunt și confuzii. Taur și fecioară. Ia uite. O dată. De două ori. De trei ori. Justiția, separare, comunicare, cavalerul de bâte. Unul dintre voi pune blocaje. Se blochează. Nu prea văd... Nu știu, mi se pare o energie între voi doi, deși sunteți amândoi semne de pământ. O energie destul de... De rece. Este o energie rece cu valetul de spade și justiția. Și 9 de bâte. Nici magicianul nu e prea emoțional decât în ceea ce vrea să manifeste. E o energie destul de rece. Foarte posibil pentru unii dintre voi să fie cineva cu marcaj în gemeni, pentru că vă magicianul, deși magicianul înseamnă și marcaj în fecioară, dar zic gemeni pentru că apare și valetul de spade. Ori în balanță, ori în gemeni, care... intervine într-un fel sau altul în relația voastră. Acum, cine e acest personaj? Poate să fie din familie, poate să fie de la locul de muncă, poate să fie, eu știu, să fie niște discuții care țin de afaceri, de legalitate, de tribunal, de contracte, niște contracte care trebuie discutate, adică sunt mulți oameni în cuplu, în relațiile de prietenie, care mai fac și afaceri împreună și, fiind semne de pământ, posibil că ați vrut să faceți ceva. Ați vrut să faceți acest magicianul, da? Să mergeți către creștere financiară împreună, dar la un moment dat s-a mers foarte încet. Foarte încet, cavalerul de monede, în această manifestare. Și uite așa apar blocajele. Unul dintre voi se simte foarte rănit în această relație. Pentru că celălalt are tendința să vorbească. Da, am înțeles. Unul dintre voi are tendința să vorbească negativ și să judece. Justiția asta face. Să judece, să fie prea rațional, să acuze. Aha, interesant. Să acuze, să judece. De ce aia și nu aia, dar de ce tu ai făcut mai mult decât am făcut eu? La un moment dat altul face mai mult, altul face mai puțin și se schimbă situația și se... schimbă și rolurile. Cel care a făcut mai puțin face mai mult. Nu trebuie să judecăm ca în acel moment lucrurile să fie egale. Egalitatea se manifestă în timp. Unul dintre voi își dorește foarte mult să exploreze și alte aspecte ale vieții, ale relației, ale, eu știu, profesionale. E mai aventuros și celălalt îl judecă. Și din acest motiv apar aceste blocaje în manifestare. În manifestarea stabilității. Cavalerul de monede. Apar aceste blocaje. Și această dualitate. Discuții sau expansiune. Alegeți. Dar discutați deschis, dar fără cuvinte grele. Fără cuvinte grele, dragii mei.
Pentru că unul tot are tendința să judece, să uite în spate, nu la cavalerul de putere pe care l-am și pus, la posibilitățile de expansiune în relație, în cuplu, se uită la cum e de echilibrată. Repet, echilibrul ăsta se analizează dintr-o altă perspectivă, nu a momentului, ci a situației generale. Sper că mă înțelegeți, da? Taur cu balanță, o dată, de două ori, de trei ori. Trei de cupe, cinci de monede, asul de bâte. Pentru unii este clar că există un triunghi amoros, asta pentru că unul rămâne în frig în ceață, altul se duce către prieteni, către pasiune, către eventual o a treia persoană, da? Sunt doi oameni care trag din greu, cu răni, trag să rămână împreună și apare o nouă pasiune în calea unuia. Pasiune care le aduce bucurie, evident, uită de frig, de ceață, simt căldură, simt emoții. Și atunci apare acest triunghi amoros. Rămâne. Rămâne valabil acest mesaj pentru unii dintre voi. Ia uite, șase de cupe. Trei de spade, doi de cupe. Unul e rănit pentru că celălalt și-a găsit sufletul pereche. Și ia uite, iar e vorba de justiție, de separare, separări raționale, care uneori sunt necesare ca să ne vindecăm și să învățăm să o luăm de la început. Începutul ăsta pentru unii este destul de greu, mai ales pentru cei care nu reușesc să se schimbe, dar interesant un mesaj. Dacă unii ați crezut că în cercul vostru de prieteni, ai voștri sau ai lor, vă găsiți, să zic, echilibru în aceste momente de cumpănă, mare grijă. În ce sens echilibru? Unii poate ați încercat să vă încălziți relația de cuplu, care cam scârție cu acest 5 de monede, să vă încălziți emoțional în preajma prietenilor și din această căutare să vă alegeți cu o pasiune pentru acești prieteni. Pasiune care va duce, va frânge inima cuiva. Ora voastră, ora partenerului, ora persoanei care, nu știu, v-a atras atenția. Sper că mă înțelegeți. E un mesaj pentru unii. Pentru unii. Mai este un alt mesaj acum, înainte să schimb cărțile. Dacă aveți probleme financiare în cuplu, aveți posibilitatea să manifestați un nou început cu acel as de bâte, dar mare grijă să nu consumați finanțele cu prietenii. Mare grijă. Ok. Despre cine vorbeam acum? Despre Taur cu Scorpion. O dată. De două ori. De trei ori. Trei de cupe. 9 de monede. 9 și 9. Că tot încă suntem la sfârșit de septembrie. 9. Taur cu Scorpion. Există un soi de bucurie între voi doi. Vă echilibrați cupele și puteți să fuzionați împreună. Da? Unul este mai precaut. Mai degrabă Scorpionul, pentru că sunt bâte, țin de foc și Marte este guvernatorul Scorpionului. Și Taurul este, îl simt o leacă mai detașat, că așa sunt Taurii. Taurii sunt mai calmi, dacă aveți lună în Taur, sunteți calmi toată ziua non-stop, în principiu. În principiu.
Și aici este provocarea, da? Foarte diferit. Interesant, interesant. Deci aici chiar la Marte văd bărbat, aici la Venus văd femeie. Deci puteți să vă echilibrați împreună masculinul și femininul într-o singură cupă. Da. Să vă găsiți niște, să aveți niște reușite financiare împreună și separat și împreună. Să învățați din lecțiile celuilalt. Da. Și puteți să încheiați împreună, ia uite, asul de cupe, da, am zis bine, puteți încheia împreună un ciclu dureros în viețile voastre de până acum, împreună sau separat, da, încheiați acest ciclu de dureri, de răni și puteți manifesta, am zis că e faină energia, e bine, mă bucur când corespund, da, puteți manifesta acest as de cupe, să fuzionați împreună, să vă vindecați, ca asta face regina de cupe, să visați, să vă transformați scorpionul, da? Către o nouă etapă, ia uite, taurul, ia uite, cuplu de forță, da. Dar lăsați în urmă ce nu și discutați. Ce nu va prie, dragii mei, frumos. Iar... Fain, așa sunt. Ok, a fost taur cu scorpion, acum ce înseamnă, ce urmează taur cu... Să nu mai le încurca, data trecută am sărit scorpionul. Nu mai știu dacă am făcut, vreau să fac un bonus atunci. Ok, deci taur cu săgetător. O dată, de două ori, de trei ori. Uf, taur. Uf. Unul dintre voi suferă, unul dintre voi este dezamăgit. Acum, că în viața cuiva există și un semn de aer, iar poate să varieze, dar există această inimă frântă în această situație. Regele de monede încearcă să-și țină tronul, poziția financiară, socială, da? Aici sunteți voi, tauri, toată ziua. Încercați să vă mențineți echilibru, chiar dacă în spate, interesant, da? Oh, da. Și apare și aventurosul, apare și săgetător. Ia uite la aici, e cam nebun pentru voi, pentru stilul vostru. Dar e nebun pentru că așa e el, frumos. Da, voi sunteți un pic mai precauți, așa simt, semnul de pământ. Sunteți mai precauți, pentru că ați văzut mulți oameni care sunt prefăcuți, v-au mințit, v-au trădat. Vă este teamă ca nu cumva să vă aducă lacrimi, pentru că are un stil mai nebunesc, cu care voi nu rezonați. Dar încă simt, uite, așa simt, semnul de pământ are în spate un semn de aer sau cineva, nu neapărat semn de aer, cineva care l-a dezamăgit profund. O relație la distanță a fost. Acum, că e cu voi, cu săgetătorul, că e cu altcineva, voi știți, sau poate nici voi nu știți. Sunt doar trei cărți. Ideea este că taurul apare aici, în această relație, încearcă să-și mențină echilibru, încearcă să manifeste ceva nou cu acest rege, care uneori nu e chiar rege, mai se coboară de pe tronul lui, mai ia armăsarul și fuge și explorează și se lasă în voia lui Dumnezeu, a soarelui, a riscului, îi place să riște, ceea ce taurul nu prea, nu prea. Dar ar încerca ceva, asul de monede. S-ar putea lega o relație, măcar de prietenie sau de business de lungă durată. S-ar putea lega. Asta dacă nu, dacă regele de monede, dacă taurul nu se lasă foarte mult marcat de trecut, de rănile trecutului. Și dacă speră, dacă speră că astfel sunt energii în alte dimensiuni. Este o energie deocamdată. Dacă speră că se poate manifesta ceva special. Totul ține de credință în viață. Și trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă, că am văzut și spânzurată, dintr-o altă perspectivă. Am zis să spere, să creadă. Spânzurată înseamnă credință. Ok. Curăț cărțile, Taur și ce urma Capricorn. Valetul de cupe. Valetul de cupe. Ce înseamnă asta? Ia, o dată, de două ori. De trei ori. Ia uite, a apărut taurul, iar 9 de monede și asul de cupe. Deci înseamnă un nou început. Valetul de cupe, că de-aia l-am văzut.
Un nou început, așa apare. Unul dintre voi, amândoi sunteți independenți financiari? Oh. Cred că între voi doi apare un semn de apă. Între voi doi apare un semn de apă. Asta pentru că doamna se uită către asul de cupe și nu către regele de monede. Interesant mesaj. În septembrie, doamna se uită. Ce zodie sunteți? Nu contează. A bine, evident că nu poate să fie, nu e obligatoriu să fie doamna. Doamna poate să fie cine e marcat de Venus. Venusul cuiva, că e Venusul Capricornului, că e Venusul Taurului, nu contează, este marcat de un semn de apă. Iubește într-un mod emoțional, se simte emoționat de cineva. Și în cauza asta apar conflictele, nevoia de a judeca, un potențial de dezamăgire. Sunt niște secrete, trebuie discutate. În cuplu, da? Ce facem? Rămânem împreună? Manifestăm abundență? Sau ne vindecăm și ne bucurăm? Ne vindecăm și ne bucurăm de emoții fiecare în felul său. Așa am simțit să vă transmit. Evident că totuși da. Este foarte posibil ca doamna să aibă nevoie de vindecare și să învețe să se iubească pe sine ca să puteți manifesta această cupă împreună. Până nu învață să se iubească, nu doar să se îngrijească, dragostea de sine înseamnă mult mai mult decât monede. Trebuie să judecați corect și să ieșiți din conflicte. Ok. Curăț cărțile pentru următoarea eterare odată. Taur cu vărsător. De două ori. De trei ori. Taur cu vărsător. Așa să te... secrete. Nebunul. Unul are tendința să riște, să fie mai, nu neapărat nebunatic. Chiar cred că are o fără supărare, pentru că nebunul, toată lumea, toți tarotiștii, toți tarologii, îl asociază cu Uranus. Cu Uranus, cu Marte, cu Vărsător sau cu Berbec. Luna, la mijloc, între voi doi, este un secret, este un mister. Foarte posibil între voi doi să se pună un semn de apă, pești, trag, scorpion, într-un fel misterios, subtil. Pe subconștientul unuia dintre voi. Asta pentru că unuia dintre voi îi place să riște, să fie tot timpul într-o stare de schimbare, de nebunie, și celălalt are nevoie de stabilitate și din cauza acestei tendințe a unuia dintre voi, celălalt și-a pus blocaje. Blocaje. Și uite așa, în septembrie, apare această energie între voi doi. Frici emoționale. Între voi doi nu există conexiune emoțională profundă. Există o frică de emoții. Fiecare, unul dintre voi fuge de emoții prin riscurile pe care și le asumă în viață, celălalt fuge de emoții prin blocaje. Vi le arăt ca să le vedeți, nu mai comentați, prin blocajele pe care și le creează. Trebuie să discutați corect. Ce este? Iluzie? E dragoste? Sau este control? Noi ce experimentăm aici? Trebuie să discutați. Pentru că vă consumați într-o direcție în care voi vă păcăliți. E cuadratură. Nimeni nu zice că e ușor să manifesti ceva coerent în cuadratură. Cuadraturile, da, știu, am văzut cupluri tauri cu vărsători. Dar depinde de sinastria fiecăruia. Este un moment, cel puțin în septembrie, de confuzii emoționale. Unul dintre voi vrea să o ia de la zero.
Vrea să manifeste un nou început. Vrea să manifeste fericirea vieții sale. Vrea să-și controleze viața. Și spionează. Sau mai bine zis, studiază. Semnul de aer are tendința să spioneze, aici, da, valetul de spade, să-l spioneze pe Taur. Asta e. Asta pentru că Taur văd că se uită, ia uitați cum se uită, la 10 de cupe, la această lună, la acest potențial, la acest nou început. Asta pentru că nu degeaba apare 9 de bâte. Încă un risc, încă o greșeală și gata. Mi se par lucrurile că sunt chiar așa cum arată imaginea. Pe muchie de cuțit, pe muchie de prăpastie. Între unii, nu între toată lumea. Acum, nu știu. Pentru cine o fi acest mesaj, dacă e pe muchie, repet, comunicați, nu spionați, comunicați că aveți asul de spade, fiți corecți, nu fugiți. De discuțiile adevărate și fără cuvinte grele, dragii mei, fără cuvinte grele. Odată un cuvânt greu care s-a spus, este definitiv. Relația aceea nu o să mai meargă niciodată bine. Curăța cărțile. Taur cu pești. Odată. Sunt deja. Cine vrea să comunice? De trei ori. Apar peștii trei. Și cupele. Da, între voi, un mare potențial de dragoste, dar bucurie maximă. Este un început de poveste. De dragoste profundă. Însă între voi doi, cum a apărut și la vărsător, apare semnul de aer. Apare un semn de aer între voi doi. Probabil că v-ați găsit printre prieteni această cupă mare, pe care doar o găsiți unul la celălalt. Cupa aceasta, a treia, este cea de aici. Voi doi puteți să fuzionați împreună bine. Însă, în acest moment, există o răceală. Trebuie să comunicați corect. Trebuie să vă... interesant, pentru că sunt atâtea emoții, trebuie să vă echilibrați și rațional. Dar, repet, pentru unii, între voi doi, există un semn de aer. Ia uite-l, gelos. Există un semn de aer gelos. 5 de spade. Mai degrabă, ia uite, semnul de pământ este între aceste spade. Semnul de pământ este blocat. Mental. Apare triunghiul amoros, dar nu obligatoriu. Posibilitatea de creștere, doar după ce vă înțelegeți, chiar dacă nu e vorba de triunghi amoros, da? Că nu o să fii toți în triunghi amoros. Așa, chiar dacă nu e triunghi amoros, posibilitatea de creștere, de construcție împreună a cuplului, da? Se poate face doar în momentul în care vă găsiți lumina, vă găsiți lecția, înțelegeți lecția personală și relațională. Dacă unul dintre voi mai este într-un cuplu, încearcă să fugă din acel cuplu, pentru că în acel cuplu are multe conflicte. Multe conflicte și blocaje mentale. Dar e o lecție, dragii mei, pe care trebuie să o înțelegeți. E o lecție. În rest, între voi doi, foarte frumos, asul de cupe. Exact acest potențial. Dar repet, regele de spate pentru mine reprezintă și cineva din armată sau din medicină. Acum, asul de cupe înseamnă și vindecare pentru mine. Un alt mesaj. Voi doi împreună, ca să înseamnă și uniunea celor două suflete, da? Cele două suflete se unesc într-o singură cupă. Asta înseamnă vindecare și regele de spade, varianta lui superioară, că e îmbrăcat în alb, este ca un vindecător. Este o vindecare care vine cu o oarecare durere. Spadele nu sunt prea blânde. Sper că mă înțelegeți mesajul. Asul ăsta de cupă vă va vindeca, dar pentru asta trebuie să discutați corect și cinstit. Ce aveți de vindecat? Și unul și celălalt, pentru că vă puteți vindeca. Dar revin la mesajul inițial. Există cineva gelos? Cam atâta pentru tăurași și tăurițe. Vă pup! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!